Bună ziua, bună dimineața sau bună seara, români de pretutindeni, fie că vă aflați în țară sau în străinătate. Vă salută cu stimă și respect Patrick Matiș, gazda dumneavoastră aici. Astăzi facem un alt episod. Continuăm seria invitațiilor ca până acum cu o invitată de excepție, la fel cum a fost și data trecută. Am ținut să o invităm de ceva timp și până acum s-a invitat ocazia și iată că ne-am întâlnitără, ca să zicem așa. O avem invitată astăzi pe Diana Iulia Simon, buna noastră prietenă. Este pianistă, este compozitoare, de asemenea este și profesoară de pian. Astăzi o să vorbim despre, în primul rând, despre doctoratul ei în muzică și despre tema catarsisului. Cred că am mai auzit mulți dintre noi care cochetăm așa cu arta, cu muzica, cu frumosul, despre catarsis, de asemenea și cu filozofia. Din câte știu, apare și în filozofie această temă a catarsisului. Este o temă foarte interesantă și am zis să evit ocazia, pentru că este vorba de sacrificiul cristic, nu? În muzică. Este o temă religioasă, deși astăzi mai mult religia este așa lăsată la o parte. Spunea la un moment dat Dalai Lama că el ar prefera să folosească termenul de spiritualitate mai degrabă decât de religie, pentru că în numele religiei s-au comis foarte multe crime și atrocități. Ce te-a inspirat să creezi în acest sens? Am înțeles că ai și o compoziție muzicală. În primul rând, bună ziua tuturor și mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, am vorbit despre interviul ăsta cu ceva vreme în urmă, de-abia acum am reușit să-l concretizăm. În primul rând, catarsisul este un fenomen care mă fascinează și aproape mă obsedează și mi l-am propus ca și temă principală a lucrării mele de doctorat, al cercetării. Și pentru că este un fenomen extraordinar de vast și pentru că în artă s-a manifestat în absolut toate ramurile, pictură, în literatură, în muzică, în cinematografie. Mi-am dat seama că subiectul este mult, mult prea vast și că trebuie să-mi restrâng area de căutare. Așa că m-am concentrat pe catarsisul provocat de muzică cu subiect religios. Și în acest sens am investigat întâi care a fost evoluția termenului în istoria culturii. Apoi am particularizat pe diferitele arte, pentru că în final să scriu eu o lucrare de acest gen. La începutul demersului meu nu știam exact care va fi finalitatea, ce subiect va avea, însă cumva lucrurile au evoluat foarte organic, pas cu pas. Legat de acest proces al catarsisului, el este devenit ca un fenomen care curăță, vindecă și, foarte important, transformă. În cultura greacă era conectat la o trăire religioasă cu rol purificator. Și aici, cu siguranță că am auzit cu toții de misterele din Eleusis, nu? Cu partea aceea dedicată tuturor cetățenilor Atenei, în ceea ce se numeau micile mistere, care se desfășurau în agoră, și acea parte ermetică, marile mistere, despre care nu cunoaștem prea multe, unde doar cei inițiați puteau să aibă acces. Era clar o zonă de purificare atât fizică cât și spirituală. Apoi, sigur că avem filozofia greacă, unde Platon are o contribuție în acest sens, în lucrarea sa Phaidon, de exemplu, unde spune despre detașarea de trup ca o sursă a plăcerilor și a durerilor permanente, prin intermediul unui proces eliberator care este moartea. Apoi l-avem pe Aristotel cu cele două lucrări ale sale, Poetica, în care
leagă catarsisul de tragedia antică, în care, de asemenea, muzica avea un rol important, sau în lucrarea Politica, unde vorbește explicit despre catarsis și muzică. Și spune că oamenii, după ce aud o muzică sacră, de exemplu, experimentează o vindecare și o purificare morală. Asta a fost înainte de Hristos. După Hristos îl avem pe Plotin, în secolul 3, care în Eneadele spunea că scopul existenței umane este întoarcerea la Dumnezeu. Sufletul eliberându-se de materialismul lumii prin catarsis. Dacă mai avansăm în istorie, avem o religie eretică, religia catarilor, în secolele 12-14, care se revendică originar din acest termen. Sigur că ei au fost influențați de Bogumil sau Bogomil, dar s-au manifestat foarte puternic pe teritoriul Italiei, al Franței și al vestului Germaniei. Ei au fost primii oameni arși pe rug, primii eretici arși pe rug. Apoi, de exemplu, la Eliade apare în istoria religiilor călușarii la noi, nu? Precreștin. Da, apoi avem, sigur că în secolul XVIII, Gotthold Ephraim Lessing, dramaturgul care vorbește despre catarsis. L-avem pe Friedrich Nietzsche, care, de exemplu, în Nașterea tragediei din spiritul muzicii, face o trimitere la două divinități, Apollo și Dionisos, două divinități opuse, unde Apollo este reprezentantul elementelor solare, cum sunt simplitatea, frumusețea, transparența, etc., și Dionisos, reprezentant al elementelor instinctuale. Și din îmbinarea acestor două forțe în cadrul unui spectacol, are loc nimicirea individului și identificarea lui cu ființa primordială. Iar muzica, în calitatea sa de reprezentantă a realității metafizice, are rolul de a realiza legătura între individ și inima lumii. Deci, avem o reprezentare destul de consistentă în până acum. De asemenea, o ramură interesantă de cercetare în care s-a dezvoltat temenul de catarsis a fost la sfârșitul secolului XIX-lea și în secolul XX, psihologia, psihanaliza și psihiatria. Și aici avem pe Freud și colaboratorul său, Josef Breuer, care foloseau metoda hipnozei pentru a accesa anumite niveluri ale psihismului unor persoane care aveau diferite patologii și cumva prin diferite sugestii să elibereze de acolo niște energii reprimate. Apoi avem contribuția lui Carl Gustav Jung, care are o literatură extrem de vastă și care, de exemplu, în lucrarea sa Arhetipurile și inconștientul colectiv, vorbește despre catarsis legat de experimentarea arhetipurilor. Aceste modele universale care transcend orice fel de cultură și orice fel de limită temporală și care se manifestă în fondul nostru comun. De asemenea, tot la Jung există o legătură între catarsis și confruntarea fiecărui individ cu propria sa umbră, cu acea parte întunecată. Deci confruntarea cu necunoscutul, cu reprimatul interiorul nostru are un efect transformator extrem de profund. Apoi mai avem, de exemplu, o contribuție a lui Iacob Levi Moreno, care este născut în România și care în anii 1930 a dezvoltat o metodă numită psihodramă, o metodă terapeutică de grup, tot așa cu efect catartic, în care de exemplu, o persoană poate să-și însceneze cu ajutorul colegilor diferite etape traumatice din viață, tocmai cu scopul de a dezamorsa conflicte interioare sau alte manifestări. De asemenea, în zona dramaturgiei avem în secolul 20 iar o contribuție foarte importantă la Bertolt Brecht, care vorbește despre anticatarsis și pe care promovează construind piese de teatru într-un anumit tipar. Avem contribuția regizorului polonez Jerzy Grotowski cu grupul său experimental din Wrocław. Avem contribuția românului Andrei Șerban, despre care acesta vorbește în autobiografia sa.
Și fără a avea pretenția că am reușit să ating absolut toți markerii, aș vrea să îl amintesc și pe Vladimir Iankelevici, filozoful și muzicologul francez, a cărui carte pur și impur o am chiar lângă mine. O cumpărasem înainte de a studia acest subiect, întâmplător de la Humanitas Crețulescu, dar acest întâmplător s-a dovedit apoi plin de tâlc când am descoperit ideile sale despre catarsis și aș vrea doar un citat să dau din această lucrare pur și impur. Pur și impur se numește, da? Da, da. Deci, Iankelevici definește catarsisul ca fiind datoria interminabilă a restaurării omului pur. Condamnat prin păcatul adamic, să aibă nostalgia inocenței trecute și vocația unei purități viitoare, omul este prizonierul impurității prezente pe care o transformă într-o adevărată fobie. Iată de ce purificarea ajunge să ocupe în viața sa un loc obsedant, mai important decât puritatea însăși. Totuși, asumarea suferinței pe care condiția umană o presupune și urmarea vocației interioare, acea misterioasă chemare a purității inițiale, dă un sens acțiunilor și valorilor sale. Ceea ce făptura a pierdut, poate prin păcat, trebuie să fie regăsit prin efortul voinței sale și prin căință, pentru că cel ce va repara greșelile păcătosului este aici. Această restaurare a integrității noastre nu este nimic altceva decât purificarea. Ăsta a fost un citat, dar mi s-a părut extrem de elocvent și am dorit neapărat să-l ofer ca atare. Eu am pornit de la premisa că elementul catartic în cercetarea mea reprezintă o componentă vitală a procesului creator. Acesta fiind mai cu seamă prezent în lucrările cu subiect sacru, unde se poate manifesta în toată plenitudinea sa. Deci, abordarea temei sacrificiului cristic în sine amorsează o extraordinară energie catartică. Și pornind de acest fundament, mi-am construit apoi lucrarea. Deci da, e un subiect foarte vast, așa, dar așa mai simplu, putem să spunem că partea e terapie, practic. Adică esența asta terapeutică poate să fie catarsisul. Ce poți să-mi spui? Da, și nu numai. Arta este un fenomen extraordinar de complex. Sau e o punte catarsisul. Da. E un proces, care mediază, de fapt, întoarcerea omului către sine, către Dumnezeu. E un modus operandi, cum ar veni, adică un fel de a, de a lucra. Putea să numi și ca un trigger, un declanșator, prin anumite semnale, prin anumit stimul pe care arta ne oferă, în noi se declanșează un proces de căutare, de întrebări, intrăm într-un proces care cu siguranță că ne transformă și ne ajută să ne cunoaștem mai bine, ne vindecă. Deci arta, hai să zicem, arta n-ar fi artă fără catarsis. Da, din punctul meu de vedere, da. Adică nu și-ar avea scopul, apropo de tipurile astea de artă materialistă care au apărut și pe la noi, bineînțeles, nu și-ar avea scopul dacă nu ar avea un element de genul ăsta în care să te facă să transcenzi, să treci. Adică să te transformi, ca o omidă care ajunge crisalidă și apoi crește într-un fluture, adică eu așa văd, plastic, cam așa ar fi din punctul meu de vedere cel puțin. Translat într-o imagine. Da, da, exact. Pictural așa te-ar transforma într-un fluture, nu? Hai să o luăm așa. Și fluturele este una dintre reprezentările sufletului, nu? Da, da, da. În multe din culturi apar fluturile. Hai să intrăm așa un pic în viața ta artistică, să zicem așa, încă din copilărie, ce poți să ne spui, cum ai urmat tu, cum te-ai dezvoltat tu ca și artistă sau cum ai avut de la bun început chemarea asta pentru artă sau ai știut dintotdeauna că arta, de exemplu muzica, este
Vocația. Vocația, da, exact, vocația ta, chemarea ta. Aș spune că sunt un om care a avut o șansă foarte mare, în sensul că bunicii mei au fost cei care mi-au cumpărat un pian și cumva bunicul meu a prioric a hotărât că eu o să fac muzică și eu și sora mea. Și ceea ce poate părea un pic invaziv, în cazul meu particular, a avut un rol extraordinar de benefic. Pentru că la 5 ani am primit acest instrument. Tatăl meu spune că în momentul în care a ajuns în casă instrumentul, am deschis capacul, care era teribil de greu pentru mine, dar l-am deschis și am început să mă joc întâmplător pe clape. Tatăl meu spunea însă că ce l-a impactat a fost faptul că ceea ce făceam eu absolut întâmplător era de fapt foarte muzical. După care am închis capacul și un an de zile n-am atins instrumentul. Apoi când a venit momentul să mergem la școală, se punea problema să alegem instituția la care vom începe și bunicul meu foarte consecvent a spus nu, școală de muzică. Și cumva ăsta a fost contextul în care am ajuns să studiez muzică și de atunci, de la 6 ani până în momentul prezent, asta fac și ăsta este în domeniul în care trebuie în care am vocația, în care trebuie să mă manifest. Deci cumva a fost o conjunctură extrem de prielnică din acest punct de vedere. Pentru sora mea, de exemplu, i-a făcut 4 ani de pian, după care s-a dezvoltat pe partea cu artele plastice și e un artist extrem de talentat. Dar cu siguranță că muzica a contribuit la educația ei. Și apoi, sigur că am făcut secție de pian principal, am dat la facultate și aici, ajungând la facultate, mi-am dat seama că îmi doresc să dezvolt și o altă latură decât cea de instrumentist. Și în felul ăsta am ajuns la secție de compoziție, unde a fost o șansă extraordinară. Cred că o să folosesc de multe ori cuvântul șansă, dar realmente, știi, recunoștința reprezintă memoria inimii, spune Lao Tse. Și da, da. Simt atât de multă recunoștință pentru șansele și pentru oamenii pe care i-am întâlnit în viața mea. Cum a fost maestru Niculescu, maestru Dan Dediu, toți profesorii cu care am învățat forme, armonie, contrapunct, istoria muzicii. Există o gamă foarte, foarte vastă de materii care se studiază în conservator și care se studiau extraordinar de riguros și țin minte toate examenele pe care le aveam și volumul de muncă pe care... de care trebuia să uzăm pentru a trece examenele respective. Și toate astea cumva te formează într-un anumit fel, îți deschid orizonturi, te ajută să cauți, să fii un om viu, să fii un om în dezvoltare și ai un proces extraordinar de profund. Cum ai ajuns la acest titlu al tezei tale de doctorat. Dă-ne un mic istoric, așa. Cum ai construit teza ta de doctorat? Păi, cum spuneam la început, a fost obsesia pentru procesul catarsisului, pentru fenomenul catarsisului. Mi-am dat seama că pentru a putea avea o lucrare științifică care să aibă, la sfârșit, extrase niște principii, ai nevoie de o arie de cercetare mai mică, am particularizat pe zona de muzică cu subiect religios. Primele idei pe care, expozeul de la început, pe care le-am făcut, cumva era un preambul inclus în cercetarea mea legat de evoluția acestui fenomen și concept în istorie. Apoi am încercat să realizez un filon în istoria picturii, un filon în istoria muzicii despre care au fost, de exemplu, atitudinile religioase care au determinat de-a lungul timpului scrierea pasiuni. În muzică, orice lucrare are drept temă sacrificiul lui Hristos, se numește pasiune. Deci cuvântul pasiune nu are nimic din înțelesul al limbajului cotidian. Pasiune în muzică vine din latinescul patior și înseamnă suferință. Și este un gen care a avut o longevitate extraordinară. Din secolul IV avem primele mărturii până în secolul 21. Și sigur că totul era influențat de biserică,
la început Biserica Creștină în ansamblu ei, apoi în secolul XI, când a avut loc schisma, în special de Biserica Vestică, Biserica Catolică. Și legat de această cercetare pe parte muzicală, ce mi s-a părut interesant este, încă o dată, modul în care concepția bisericii asupra acestui subiect a determinat evoluția genului muzică. Și la început exista o pasiune era folosită cu scop didactic, adică masa credincioșilor trebuia informată de acest moment care a modificat curgerea timpului, cultura și religia, da, din anul zero. Noi considerăm că anul zero avem o perioadă înainte de Hristos, perioada lui Hristos și o perioadă după Hristos. Deci noi periodizăm absolut totul în funcție de acest eveniment. Și imediat, deci în primele secole, enoriașii trebuiau cumva să fie informați cu un scop didactic de această prezență cristică în umanitate. Apoi, a existat o anumită atitudine numită compasio, în care enoriașii, prin anumite tehnici muzicale, trebuiau cumva să reacționeze foarte, foarte emoțional la această relatare a destinului cristic. Apoi a existat o concepție care se numește imitatio Christi. Prin secolele 15, și aici este o lucrare extraordinară a unui călugăr, Thomas de Kempis, da, care a reprezentat o lucrare extrem de importantă în epocă. Deci, de fapt, se promova imitarea, urmarea directă a modelului cristic. Deci, dacă la început muzical exista o pasiune, o muzică scrisă pe o singură voce și povestită de un evanghelist, da, întreptat se dramatizează totul. Apar tot felul de tipuri de notații, când trebuie să se întâmple anumite evenimente dramaturgice. Apoi, de exemplu, în momentul în care concepția bisericii trece către imitatio Christi, lucrările muzicale au mai multe voci, se numesc lucrări polifonice. Da, da, da. Deci asta a fost iar un subiect foarte interesant, să văd modul în care evoluează muzica influențată de religie. Sigur că complexitatea acestui lucru a crescut din ce în ce mai mult. Apoi, de exemplu, în secolul al XIX-lea, subiectul patimilor intră cumva într-un cont de umbră, pentru că se schimbă estetica artei. Acolo nu mai era importantă religia, era important artistul în sine cu trăirile sale subiective. Deci, automat, acest subiect trece într-un cont de umbră. În schimb, în secolul 20, din nou începe să scrie pasiuni. Și e foarte interesant, pentru că ele, la un moment dat, îmbracă aura unui protest politic. Avem în 43 pasiunea scrisă de oratorul bizantin de Paști, scris de Paul Constantinescu, un excepțional opus, din păcate nu prezentat foarte des pe scenă. Și este un opus scris în preajma celui de-al doilea război mondial. A fost rescris în 1948 și când s-a instaurat regimul comunist, Paul Constantinescu a fost dat afară din linia compozitorilor. Deci, deja societatea asta excesiv laicizată și materialistă nu mai avea loc pentru lucrări de asemenea gen. Apoi avem, de exemplu, opusul lui Krzysztof Penderecki, Pasiunea după Luca, sau Arvo Pärt, estonianul, da, Arvo Pärt, care a scris Pasiunea după Ioan. Și în plin comunism, în plin bloc comunist, ei scriu o lucrare pe tema lui sacrificiilor cristice și în latină. Asta are clar rol de cumva de manifest, de dorință de a te revendica dintr-o tradiție, de a nu-ți pierde niște valori. Apoi, de exemplu, pasiunea a evoluat în sensul unei celebrări. Pentru că unul dintre momentul în care vorbești despre pasiune în istoria muzicii, te referi la Johann Sebastian Bach, cu ale sale Mateus Passion și Johannes Passion. Pentru că în anul 2000 se împlineau 250 de ani de la moartea lui Bach, ca să se celebreze acest, să se omagieze acest extraordinar compozitor, Internaționalul Bach Academy din Stuttgart a comandat patru lucrări
pe această temă unor compozitori provenind din patru culturi diferite. Era Sofia Gubaidulina, care este rusoaică ortodoxă, Wolfgang Rim, german, Tan Dun, compozitor chinez, am auzit, și da. Osvaldo Golihov, compozitor argentinian, dar evreu. Și, practic, vezi, deci, motivul pentru care se scriu pasiunile se schimbă. Devine, pasiunea devine un pretext pentru a celebra, a omagia o personalitate istorică. Foarte interesant. Dacă la început pasiunile erau numai creștine, de exemplu, da? Pentru că vorbim despre Hristos în cultura noastră, și acest lucru se schimbă pe parcursul timpului. De exemplu, și pasiunile, trebuie să fac o nuanță, pasiunile erau de fapt catolice și protestante. Biserica Ortodoxă nu încuraja scrierea de pasiuni. De ce? Pentru că ei spuneau că în biserică nu trebuie să se cânte cu altceva decât vocea, care este singurul instrument care provine de la Dumnezeu. Restul este invenție umană. Însă în secolul 20, Paul Constantinescu, care este ortodox, scrie o pasiune, Sofia Gubaidulina scrie o pasiune, mai mult decât atât, Tan Dun, un compozitor chinez, scrie o pasiune, și Osvaldo Golihov, care este evreu, scrie o pasiune. Mai mult decât atât, în 2018, Tan Dun scrie Buddha Passion. Este prima dată în istoria muzicii când, de fapt, acest model cristic este, nu se mai revendică doar în religia creștină, ci și este un fel de arhetip, apropo de ce aminteam la Jung, care este găsit, identificat în mai multe religii. Și iată cum toate filoanele astea se dezvoltă așa și asigură, de fapt, o permanență în istoria muzicii, pe care am simțit nevoia să o analizez, dorindu-mi să scriu o lucrare la final care să fie pe această temă. Era foarte bine și important pentru mine să analizez ce s-a făcut până aici. De asemenea, exemplu, m-a ajutat foarte mult să cercetez oarecum în cinematografie care au fost reprezentările pe tema aceasta. Și ceva din scurte fragmente din secolul XIX, unde erau produse lui Thomas Edison și al fraților Lumière, în secolul 20, de la filmul mut, cumva, până la ultima reprezentare pe care o cunosc, poate că au mai apărut, dar nu știu, cea lui Mel Gibson, din 2004, acea cred că n-au mai apărut. E foarte posibil, pentru că este un subiect extrem, extrem de profund și care marchează în interiorul fiecăruia. În momentul în care vezi un film, în care asculți un concert cu o asemenea tematică, există niște repercursiuni în sensul pozitiv. Deci am făcut cumva zona asta de cercetare, apoi am particularizat, cum spuneai când m-ai citit titlul lucrării mele, spuneam acolo, am particularizat analizele mele pe lucrări de secol 20, am analizat oratorul bizantin de Paști, de Paul Constantinescu, am încercat acolo să identific niște modalități de provocare a catarsisului, apoi opusul lui Krzysztof Penderecki, Arvo Pärt, Osvaldo Golihov, și în final am cumva agrementată cu toate cunoștințele astea, am început eu să-mi caut un libret, ceea ce era deja o provocare. Adică cum îți construiești un libret? Ce folosești? Ce fel de la ce materiale pornești? Nu era în 1945 apăruseră sau fusese descoperite Evangheliile Apocrife, nu? Gnostice la Nag Hammadi, da. Dintre care Evanghelia lui Toma, care era completă, Evanghelia după Filip, aveai Apocalipsa lui Petru, Apocalipsa, da, lui Pavel. Ce faci? Te inspiri de acolo sau din ceea ce s-a publicat? Sau, de exemplu, National Geographic publicase Evanghelia lui Iuda. Sau, din contră, mergi pe filonul canonic, adică iei cele trei, da, evanghelii sinoptice, Luca, Matei, Marcu, și cea gnostică, Evanghelia după Ioan, da? Sau, deci mergi pe linia canonică. Sau, de exemplu, în libret introduci texte comentariu, cum a făcut, de exemplu, Johann Sebastian Bach, care folosea texte de corale protestante ale lui Luther, da? Sau cum face Penderecki, când folosește fragmente din slujba, din liturgia catolică și le introduce în scenariul pasiunilor. Sau, din contră, păstrezi clar doar textul evanghelic. Introduci poezie laică,
Adică grefezi un element laic pe, o, pe un subiect religios, cum face Osvaldo Golihov, sau nu? Introduci texte dintr-o altă religie, cum facea Osvaldo Golihov, care introduce un kadiș, de exemplu. Mm-hmm. Deci, să introduci un fragment, o rugăciune dintr-o slujbă ebraică în pasiune, nu, adică o grămadă de lucruri care se pot și se, e o ușă extrem de largă care se deschide în fața ta și te gândești, a, în toate posibilitățile astea eu ce aleg? Cum îmi fac alegerile? Și asta este un proces interior, nu, de căutare, de citire, de reflectare, de, și cumva, intrând în procesul ăsta, cu atâtea posibilități în fața mea, mi-am dat seama că eu nu am personal ce să comentez. Eu, în primul rând, trebuie să citesc ce este deja consacrat și să încerc să înțeleg. Și așa am alcătuit un libret, în mare, mare parte, bazându-mă pe Evanghelia după Luca, care este cea mai amplă dintre toate, nu ca și număr de capitole, ci ca și versete, și conține foarte multe detalii care nu apar în alte evanghelii. Și de asemenea am luat versete din Evanghelia după Matei și după Ioan. Le-am citit pe toate patru, însă cu acestea trei am rezonat mai puternic. Și foarte interesant că fără să-mi propun, apropo de cumva de zona arhetipurilor, totul s-a structurat în 12 episoade. Deci cumva a venit atât de natural și nu știu, pentru mine a fost o uriașă provocare, o imensă provocare. La început aproape că m-am prăbușit, după care am început să simt șansa extraordinară pe care o am, să am un spațiu de timp în care să mă ocup cu așa ceva, este un privilegiu. Și legat, de fapt, propunerea să scriu o lucrare pe tema patimilor lui Hristos a fost ideea profesorului meu coordonator, maestru Dan Dediu, care vedea că tot analizez lucrări cu subiect religios și mi-a spus de ce nu scrii tu o pasiune. Și în momentul respectiv, parcă cumva, eu căutam așa, eram într-o nebuloasă, căutam catarse și muzică religioasă. Și în momentul în care a venit impulsul ăsta de la dumnealui, m-a avut așa senzația că mi s-a dat o pânză de pe ochi și am avut un entuziasm în interior și un sentiment de certitudine și absolut incredibile. Dar a fost foarte interesant că odată ce se apropia momentul pe care eu mi l-am propus, ca fiind momentul în care încep să scriu, s-a transformat toată starea asta de euforie în exact opusul. Am simțit literalmente cum îngheață sângele în vene. Și a fost un sentiment de perplexitate, pentru că mi-am dat seama că eu în interiorul meu, ca și om, nu am resursele, nu am cunoștințele, nu am maturitatea să înțeleg un subiect de genul acesta. Și pentru că totuși aveam un deadline, ceea ce are o componentă, un deadline are o componentă pozitivă. Când știi că trebuie să fii gata la un anumit moment, am considerat faptul că singura modalitate să pot să scriu această lucrare este să am o foarte, foarte riguroasă disciplină de practică în interiorul meu și să dublez toată asta cu o foarte riguroasă practică de muncă în exterior. Și atunci am muncit aproape 11 luni, cred că cu câteva zile de pauză în toată perioada asta și absolut zilnic și foarte organizat, ca să pot cumva să duc la un final această lucrare. Ce este interesant, apropo de un catarsis personal, pentru că am văzut în timp ce lucram un spirit critic interior absolut inhibant. Scriam ceva și era ceva dintre mine, ocazia, nu-i bine, mai scrie o dată, corectează, mai văd niște variante. Și pe de altă parte, în mintea mea era o voce mai puternică care îmi spunea, mergi înainte, doar mergi înainte, nu te mai opri, ci mergi înainte. Și era cumva ca un fel de ring de box în interiorul meu între forțele astea, pe de-o parte un perfecționist care deja devenea nesănătos, și o nevoie de a vedea lucrurile la înseamnă, de a începe ceva și de a duce la un final, de a-mi asuma lucrul ăsta cu toată imperfecțiunea lui. Și asta, din punctul meu de vedere, a avut un rol catartic.
Una peste alta a fost o experiență extraordinar de, de complexă, care a luat foarte, foarte multe resurse din interiorul meu, dar pe care nu pot să o scrii dacă nu, din punctul meu de vedere, nu înveți să te rogi și nu, nu îți smerești interiorul. Este experiența mea, nu spun că așa, așa trebuie să fie, dar este experiența mea directă în, în raport cu o lucrare de acest gen. Două întrebări și trecem la cantata Patimile Mântuitorului, pentru că vreau să o analizăm așa un pic, să o luăm pas cu pas cât mai avem timp. Una, știu că văzuse mai multe documentare, inclusiv documentarul ăla de la BBC, The Sacred Music, sau Muzică Sacră, în traducere, în care exact asta a arătat, cum ai spus și tu, toată istoria muzicii sacre, de la voce la mai apoi polifonie, introducerea instrumentelor, laicizarea muzicii sacre, până când au revenit la muzica sacră în secolul 20, tot așa. Știu că mi-aduc aminte că erau prin Spania, în, mă rog, în evul mediu timpuriu, secolele 11, 12, ceva de genul, comunități creștine, comunități arabe, deci musulmane, și comunități care trăiau împreună în partea de sud a Spaniei, și comunități mozaicane, evreiești. Exact. Și, și existau conflicte teribile atunci în, în perioada respectivă între ele, între aceste trei comunități, și până la urmă cumva au ajuns la un consens care s-a numit convivenția. Au avut până în secolul al XV-lea. Până în secolul al XV-lea. A dormit un pic pe pace și după aia era... Da, da, da. A fost de fapt, așa s-a, așa s-a a venit ideea de, de război rece. Cold War, care a fost folosit mai târziu în, în secolul 20, după, în partea după al doilea război mondial. Dar denumirea a fost din, din acele secole ale evului mediu timpuriu, în care s-au ajungeau chiar să se bată. Existau, era așa ca, o, ca un război civil între... Cruciadelor. Da, 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 și în perioada Cruciadelor. Și au ajuns la un consens că atât de bine s-au înțeles, că pur și simplu își țineau liturghiile împreună. Și muzica pe care o cântau, muzică sacră, se numea muzică, se numea muzică mozarabă. E cumva și asta un soi de, adică un consens catartic? Ce poți să ne spui? Cum, cum vezi tu asta? E un consens catartic în aceste comunități? Adică nu e vorba doar de o persoană, e vorba de întregi comunități, știi? Păi există, eu cred în această parte ecumenică și fiecare religie are un fond, un fond de adevăr care, părerea, credința mea este că nu diferă în esența sa de, de alte religii. Și eu cred că este important, și aia a fost o, probabil o perioadă fericită în acest punct de vedere cu convivenția, sau cum se numește, termenul respectiv, de, de coabitare și de respectare reciprocă a tradițiilor. Și mai mult decât atât, din ce spui tu, din crearea unor, unor zone religioase comune, da, liturghie sau ceea ce e, e ceva extraordinar, și asta cu siguranță. Dacă există adevăr și dacă există respect pentru adevăr și unii pentru ceilalți, asta nu poate decât să favorizeze un fenomen precum cel al, al catarsisului. Din păcate a durat puțin, pentru că odată cu Isabela de Aragon și Ferdinand de Castilia, e cupla acela din secolul al XV-lea, care au pornit Reconquista. Ah, da, acea mișcare de epurare a Spaniei, tocmai de, de civilizația ebraică și de, de civilizația arabă. Deci, din păcate, istoria, dacă te uiți în istoria religiilor,
Există atât de multe convulsii bazate pe lipsă de toleranță. Până la urmă este și o mare istorie a cruzimii aici, din păcate. Da. Și acum trecem la patimile Mântuitorului. Hai să vedem. În cantata patimile Mântuitorului, despre ce este vorba? Presupun că e vorba de episodul biblic, înainte să fie crucificat și în timpul crucificării și după, sau cum e? Despre ce acum, este vorba? Din punct de vedere canonic, există niște capitole care sunt consacrate în fiecare evanghelie. La Matei, capitole 26-27, la Marcu 14-15, la Luca 22-23 și la Ioan 18-19. Eu am folosit capitole din Evanghelie, versete, de fapt, din aceste capitole, din Evanghelia după Luca, Matei și Ioan. Și am pornit, efectiv, din momentul cinecele de taină și am mers până în momentul crucificării. Și aici am organizat sau s-a organizat cumva muzica de la sine în 12 secțiuni. Există anumite secțiuni, introitus și concluzio, deci începutul și finalul piesei, care sunt ca un fel de ramă în care integrează, de fapt, toată zona Calvarului Cristi. Nu e prima dată în istoria muzicii că s-a întâmplat, că era o practică frecventă să existe o asemenea organizare. Și aici textul la introitus, la început, este doar titlul lucrării, Patimile Mântuitorului. Iar la sfârșit, textul este doar glorie Tatălui, glorie Fiului, glorie Spiritului Sfânt și Amin. Astea au fost singurele inserții care nu țin strict de textele canonice, deci doar un titlu și... iar la cina cea de taină, am ales Evanghelia după Luca, este acel moment din Joia Mare în care are loc celebrarea Euharistiei, pe care Hristos o oferă discipolilor săi și cumva îi pregătește pentru toate episoadele care urmează. Tot aici are loc anunțarea trădării, da? Thank you.
minti întru mine în noaptea aceasta, căci scris este: bate voi păstorul și se vor risipi orile turmei. Pe care am introdus-o și eu în desfășurarea lucrării mele. Mm-hmm. Apoi am folosit un episod din Evanghelia după Ioan, într-o secvență pe care am numit-o Sfaturile Mântuitorului. Cumva, dacă avem un mic codice pe care Hristos îl dă apostolilor ca să poată îndura toată drama pe care eu vor vedea în fața ochilor. Apoi este episodul din grădina Ghețimanii. Și ieșind s-a dus după obicei măslinilor. Și când a ajuns în acest loc, se ruga zicând: Părinte, de voie treacă de la mine.
în care am optat tot pentru Evanghelia după Luca, pentru că Luca, ca și formare, era medic. Din câte știu eu, nu era un discipol direct al lui Hristos, a fost mai degrabă în legătură cu apostolul Pavel, dar a fost un martor îndeaproape prin Pavel a tot ceea ce a trăit Hristos. Și medic fiind, el pune în Evanghelia lui un fenomen extrem de particular, se numește hematidroză. Hristos, în momentul în care spune acea rugăciune, Părinte, de voiești, treacă de la mine acest pahar, dar nu voia mea, ci voia ta să se facă. În momentul în care, văzând forța pe care o avea, văzând toate ordalele la care avea să fie supus, rostește această rugăciune, în interiorul său, sudoarea care curgea pe frunte se transformă în picături de sânge. Și asta este un fenomen, nu este un fenomen foarte frecvent, dar care cumva ne poate, din punct de vedere medical, da o idee asupra voltajului suferinței prin care trecea Hristos în momentul respectiv. Și asta e motivul pentru care eu am ales tocmai această Evanghelie, pentru că în cealaltă Evanghelie nu este prezentat atât de uman Hristos. Trebuie să spun că ăsta a fost și momentul în care am scris cel mai greu muzica. Adică sunt momente foarte, foarte încărcate dramaturgic, precum arestarea lui Hristos, precum momentul procesului, momentul înfățișării înaintea lui Pilat, unde sunt multe note de pus, sunt personaje, se întâmplă, tot orchestra trebuie să cânte. În schimb, în Ghețimanii, e un moment de interiorizare foarte profundă. Și pentru că îmi repeteam aproape mantric rugăciunea lui Hristos, la un moment dat s-a întâmplat ceva absolut straniu. Repetând fără să-mi dau seama, ceea ce spuneam era de fapt dar nu voia ta, ci voia mea să se facă. Dar nu voia ta, ci voia mea să se facă. Deci, practic, ceva din interiorul meu, în luptă, în propriul meu ring interior, se lupta ca nu voia tatălui, ci voia individului care sunt eu să se facă. Mm-hmm. Și la un moment dat am avut așa un moment de luciditate și mi-am dat seama, a fost ca un fel de scurt circuit și mi-am dat seama, tu-ți dai seama ce spui aici? Și mi-am dat seama că trebuie să fiu mult mai conștientă, pentru că apropo de procesul de autocunoaștere, multe lucruri se întâmplă în momentul care, multe lucruri descoperi în interiorul tău în momentul care lucrezi la un asemenea episod precum Ghețimanii. Apoi am folosit momentul, am introdus momentul arestării cu sărutul pe care Iuda îl dă Mântuitorului și tot așa, aici este Evanghelia după Luca, Hristos nu-i spune trădătorule de ce ai venit, îi spune prietene pentru ce ai venit. Misterios, nu-i așa? Dar nu apare în alte evanghelii. Cel mai mult am rezonat cu Luca, adică mi se pare Evanghelia în care Hristos este cel mai uman, are forța cristică, dar are și latura asta umană extrem de detaliată. Păi sigur că ai loc judecata Sinedriului, într-un procesul lui Hristos, e momentul înfățișării sale înaintea lui Pilat, e momentul răstignirii și moartea Mântuitorului. Am ales să nu folosesc momentul învierii pentru că am simțit nevoia să înțeleg, să mă concentrez pe sacrificiul în sine, pe toată generozitatea asta uriașă, pe toată noblețea, pe toată capacitatea de a ierta de care Hristos a dat dovadă. Dacă vreodată vom avea posibilitatea să mai lucrez pe tema aceasta, e posibil totuși să vreau să includ și momentul învierii. De exemplu, așa s-a întâmplat și cu Paul Constantinescu. În prima versiune a oratoriului său, oratoriul bizantin de Paști, din 43, nu avea momentul învierii. Când l-a rescris în 48, a introdus și partea asta. Asta e, de aia e important să citești foarte mult de istoria muzicii, să știi cam pe felia ta, pe ce te interesează, cam tot ce s-a făcut, pentru că e o sursă de inspirație și
și o sursă de diversitate, de diversificare, să știi ce exact ce ai putea tu să dezvolți altceva decât s-a făcut până atunci. Sau din contră, poate vrei să urmezi tradiția sau... Și sigur că avem la sfârșit acel concluziu, acea concluzie care de fapt are ca scop o recunoștință față de Trinitate, de Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt. Da. Legat de ansamblu pe care l-am folosit, am orchestră de cameră, un ansamblu pe care mai folosisem în lucrări de înainte acestui opus și am 5 soliști. Am o soprană care îl întruchipează pe, atât pe Hristos, cât și arhiereu. Deci am folosit dualitatea asta cumva în foarte multe dintre rolurile solistice. Am mezzosoprana care îl reprezintă pe Iuda și arhierei, joacă și rolul unui arhiereu. Am tenorul care îl reprezintă pe Pilat. Și de asemenea este arhiereu, baritonul este Hristos de la început până la capăt. Deci am ales un singur timbru vocal să aibă o fluență, să fie ca un fel de fir al Ariadnei de la cap la coadă și să nu fie arhiereu. Și am rolul basului care este evanghelistul și de asemenea este arhiereu. De asemenea, pentru Hristos am vrut să existe o reprezentare atât masculină cât și feminină. Deci în momentul Euharistiei sau momentul de pe cruce, când Hristos roagă pe Tatăl să ierte pe cei care l-au crucificat pentru că nu știu ce fac, tocmai pentru a avea ideea asta că forța cristică nu ține doar de o reprezentare masculină, ci ea poate avea o reprezentare și feminină. Însă în rest, cu excepția baritonului, care îl întruchipează pe Hristos de la cap la coadă, absolut toate vocile au dublu rol. Apropo de dualitatea din interiorul nostru. Printre elevii tăi, talente care să meargă pe filonul ăsta al catarsisului, adică care să-și găsească și să-și practice acest mod de a fi artistic, să-și practice catarsisul? Ai întâlnit până acum? Eu ca și copil, în propria mea formare, nu am avut așa ceva. Nu, ca și profesor, zic. Trebuie să o mărturisesc acum, privind la elevii care din generațiile actuale, nu neapărat există o înclinație în acest sens. Adică, sigur că procesul de învățare are o componentă catartică, pentru că el te formează într-un anumit fel, te transformă, nu? Da. Însă nu aș spune că abordez în mod explicit asta. Ceea ce mi se pare mie transformator este modul în care educația pe care am primit-o și șansele pe care le-am primit, cum au contribuit ele la modul în care sunt profesor astăzi. Și de exemplu, generația mea a fost crescută într-o manieră spartană, de executant, ai de făcut, ai de îndeplinit, ai de marcări cu tare, nu era cuvântul respectiv la vremea respectivă, dar oricum. În timp ce astăzi, cumva, mi-am dat seama că eu sunt, de fapt, un însoțitor al copilului în procesul lui de învățare și de dezvoltare. Și că eu trebuie să fiu acolo să sprijin, să-i dau informațiile de care are nevoie, să-l ajut, să-i dezvolt o gândire critică, să dezvolte o atitudine care să-l ajute cum să învețe, cum să înțeleagă cum trebuie să învețe o lucrare, să înțeleagă că trebuie să citească istoria muzicii, să înțeleagă că trebuie să facă conexiuni în diferite domenii muzicale în momentul în care cântă o piesă, să înțeleagă faptul că este un factor foarte important în triumviratul ăla de care spunea un compozitor, interpret public, că fără un interpret foarte bun, muzica nu poate să existe. Să-i ajut să conștientizeze lucrurile astea și să practic să-i însoțesc în procesul lor de dezvoltare. Și într-adevăr, în momentul în care vezi că un elev vine cu idei, în care vezi că are niște lecturi, altele decât cele pe care le-ai sugerat tu, în momentul în care vine cu niște idei de interpretare și își găsește argumente pentru ele, adică el nu copiază ceea ce vede. Astăzi e ușor să intri pe YouTube, să vezi cei mai interpreți și să faci un copy-paste la nivel sonor.
Dar în momentul în care vezi că el dezvoltă propria sa idee și își pune întrebări și schimbă, devine mult mai reflexiv, asta pentru mine este o transformare fantastică și e un proces care are o te recompensează foarte mult ca profesor. Deci, atitudinea mea față de elev s-a schimbat. Odată cu toate etapele astea de care povesteam, cu compoziție, cu, din nou, studiul la pian, alături de doamna Sombart, s-a schimbat atitudinea mea ca și profesor, ceea ce consider că este foarte, foarte important, esențial. Ce sfaturi le-ai dat tu tinerilor artiști români? Cu ce ai încurajat tu ca să-și dezvolte talentele artistice, în cazul de față muzicale, și să-și practice propria vocație, propriul catarsis, să-și îl pună în practică și să... În funcțiune, să-și da, declanșeze. Așa, da. În primul rând, cred că întotdeauna, dacă vrei să scrii ceva, este foarte important să fii atent la autenticitatea, la sinceritatea mesajului pe care vrei să-l transmiți. Și cred că de aici trebuie să pornești. Trebuie să ai ceva de spus în care să crezi cu toată ființa ta și apoi să cauți un limbaj adecvat în care să exprimi acel conținut. Nu, cred că nu trebuie să cauți originalitatea cu orice preț. Așa gândesc în acest moment al dezvoltării mele ca artist. Pentru că este o zonă foarte, foarte mare de experiment. Unele experimente extraordinar de reușite și inovatoare, însă și multe care nu au consistență în spate, nu au un mesaj real în spate și asta nu e foarte împlinitor, să spun. Aș spune că e foarte, foarte important să te dezvolți în mod continuu, să-ți construiești o dinamică ta în care pe ceea ce dorești tu să faci să fii extrem de informat, să fii extrem de conectat cu ce s-a făcut până la tine, cu ce se face în momentul actual, ca să poți să știi ce ai avea tu de spus. Și aș spune că nu trebuie să urmărești să fii validat din exteriorul tău. Adică aș fi ipocrită să spun că nu contează opiniile celorlalți. Nu, din contră, de multe ori te pot motiva, te pot scoate dintr-o depresie, te pot scoate dintr-un lipsă de orizont teribilă. Dar nu trebuie să scrii pentru a fi lăudat, pentru a primi validare, așa cum am spus mai devreme, ci trebuie să scrii pentru că ai nevoie să scrii, pentru că nu poți altfel. Da. Recunoașterea poate să vină sau poate să nu vină. Și e o carte a unei autoare americane, Elizabeth Gilbert, cu care nu sunt de acord în multe privințe, dar anumite lucruri au rezonat foarte puternic în mine. În momentul în care te decizi să urmezi o zonă din asta artistică, trebuie să te întrebi ce cantitate de gunoi ești capabil să înghiți fără să renunți. Pentru că de multe ori frustrările sunt atât de mari și nu vezi niciun fel de lumină la capătul tunelului, încât e ușor să gestionezi partea de succes și de inspirație, dar ce faci când astea lipsesc? Și dacă nu ești dispus să înghiți multe, înseamnă că nu e locul tău acolo. Deci întotdeauna se întreb cât de pregătit este să înfrunți cel mai urâte lucruri ca să ajungi la un rezultat. Da, păi, dragi prieteni, iată, suntem ceea ce auzim și mai mult de atât suntem ceea ce ascultăm. Suntem muzică, muzica este peste tot, suntem vibrație, vibrăm, trăim, existăm, simțim și destinul fiecăruia este, am putea să spunem noi, nu, felul în care devii om, felul în care devii om. Acel fluture al sufletului, nu? Acestea fiind spuse, păi o să încheiem și noi astăzi un interviu destul de frumușel. Mie mi-a plăcut, cel puțin. O să ne mai vedem și dățile viitoare.
dacă și Diana mai are posibilitatea, desigur, să ne onoreze cu prezența. Vă urăm un weekend cât mai plăcut în continuare, un weekend liniștit, de asemenea o săptămână plină de bucurii, de împliniri, cu forță, cu spor, productivă pentru fiecare dintre noi și să ne revedem cu bine și dățile viitoare. Vă mulțumim și mulțumesc și eu. Zi bună în continuare!